Doamne, nu vi se pare ciudat 3 săptămâni după că partidul care a născut marile afaceri și că vorbim acum de autostrăzi, Bechtel, are tupeu să reproșeze altora lucruri care s-au făcut, pentru că Bechtel s-a semnat un contract beton, știm cine și probabil știm și de ce, apropo și de comisioane, s-au plătit bani, dar contractul ăla era atât de bine făcut încât statul român plătea bani și nu putea pretinde companiei Bechtel să și livreze. Pentru că așa l-au făcut. Domnul Voinescu, deci, de ce plătim de două ori mai mult social, acum? Faptul că Partidul Social de ce Democrat... s-a negociat cu PSD-ul? Faptul că Partidul Social Democrat... Termină îndată, domnul. Faptul că Partidul Social Democrat, care are asemenea lucruri în dosar, în istoria sa, are astăzi îndrăzneala să reproșeze unui om că a făcut ceva, mie mi se pare dincolo de imagine. Și până la urmă, oamenii știu toate lucrurile astea și din cauza asta vă spun, în aceste alegeri sunt foarte relaxat.